Odată ca niciodată, exista un tărâm aflat la ruptura între timp și spațiu, prin care veșnic serafimii luptau de partea luminii, iar chimerele de partea întunericului. Aceștia rămân învrăjmași până la sfârșitul lumii. De ce pleci mereu așa, fără să anunți pe nimeni? E complicat. Nu-ți pot spune acum. Suntem în pericol. Trebuie să fac rost de dinți. Brimstone are nevoie de ei. Serafimii au pătruns în lumea noastră. Au măcelărit tot. Știu că ești aici. Akiva. Haide, Karu. Haide, Karu. Întotdeauna desenez creaturile astea. Ce sunt? Trebuie să oprezi războiul. Nu știu dacă pot face asta singură. O să înțelegi tot. Creatura asta e un serafim. Nu poate fi decât unul dintre cei căzuți. Asta înseamnă că sunt în lumea oamenilor? Kishmish mi-a lăsat asta. E un mesaj de la Brimstone. Nu înțeleg cum a fost viața ta. Brimstone te-a crescut, dar nu mai e. Până în noaptea în care m-ai atacat tu, nici măcar nu știam că există mai mult de 4 chimeri. Nu știam că sunt o rasă. Nu sunt o rasă. Sunt mai mult aliate. Promite-mi că nu pleci prea zgut până nu te găsesc, până nu-ți explic. Ai mai lucrat la schițele tale? Nu. Nu am mai avut timp. Am fost ocupată cu alte lucruri. Magino ne va salva. Dar știi ce o va face? Speranță. Acesta este începutul. Aici. Îngerii sunt ca umbra lungă a morții, iar toate chimerele trăiesc cu răceala ei. Ce-i făcut Akiva? Îmi pare rău. Sunt morți. Petrus, sunt morți cu toți. Știu la... o cască. M-a prăcat casca asta de scaf. Uitați-vă bă la mine. Băi pupăcioșilor. Băi caramel. Deci mi-ai... Ai făcut așa în față. Pe care tot ăsta. Nu.